Dragii mei, să nu uităm să fim aproape de Hristos și de Biserica Ortodoxă, Biserica întemeiată de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fără Hristos, care este capul Bisericii Ortodoxe, pe care Hristos a întemeiat-o la cincizecime, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât, acea biserică despre care Hristos vorbește și spune: Tu ești Petru și peste pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Aceasta este Biserica Ortodoxă, iubiților. Toți cei care nu sunt ai Bisericii Ortodoxe, nu sunt botezați, să vină cât mai repede la botez. Suntem aici să facem misiune și să-i aducem pe oameni la Biserica Ortodoxă, la botez. Să strigăm pe străzi că Hristos este Ortodox. Să-i aducem pe acești oameni rătăciți la adevărul Său.